Așa arată un ghea pus la sfoară. Ghea pus la sfoară. Am arătat un alt episod când bridele astea vin cu o linie are cu acoperișul. Aici burlanul e prins de piesa de scurgere, o piesă de racord. Am arătat în alt episod cum o pun. Aici cu bridă prinsă în pomnituri și de hală tot în pomnituri, aici silicon și pomnituri, astea le-am mai arătat. Cum și vreau să arăt. Vreau să arăt cum frontonul se vine cu jghea. Adică, se vede aici că lățimea frontonului sau impropriu spus, muchia frontonului ajunge drept în drept cu muchia jghiabului. Și lucrul ăsta eu l-am calculat. Deci nu e din întâmplare așa, da? Și acum o să merg să calculez exact cum am făcut. Aici vine fasonat, băgat, pomnit, în fine. Așa arată la mine un binar între un fronton și un jghiab. Și acum mergem să calculăm. Mai întâi avem nevoie de panta acoperișului. Am un bolovuc de 40 de cm. Și dacă pot cu o mână că țin camera, în momentul în care îl pun la bulă, asta trebuie să mă credeți pe cuvânt, am și dacă pot să-l țin. Să zicem, în momentul în care e la bulă, am 12 cm. Bun. Asta înseamnă că la 40 de cm cât are bolobocul, am cădere de 12. La 100 de cm am X. Cu regula de 3 simple, X egal cu 12 ori 100 pe 40, 1200 pe 40 egal 30. Bun? Deci avem așa. Asta înseamnă la 100. E direct fantă. Deci fantă e 30% sau tangentă de alfa egal cu 0,30. Asta înseamnă că alfa ar trebui să o calculăm cu arctangentă de 0,30. Nu am funcția de arctangentă în telefon. Și o să calculez prin încercări. Asta înseamnă, dacă s-ar vedea, să zicem, asta înseamnă, prin încercări, ce înseamnă? Nu știu niciunul, zicem așa, 20 tangentă, e mare, 19 tangentă, e mare, 18 tangentă, e mare, 17 tangentă, l-am ghicit prin încercări, alfa e 17 grade. Știm panta 30%, tangentă 0,30, alfa 17. Avem jgheabă. Jgheabă. Ce știu eu când dau la fasonat? Panou de aici are 60 panou, 60 panou, 40 cuta, 100, asta e 100 aici. 100 totalul, da? Eu când îl dau la fasonat, îl dau aici de 120, aici 120, aici 120, aici 40, aici așteptăm să calculăm, că trebuie să fie de-a lungul, și aici 40. Avem doar chestia asta micuță de calculat. Și avem 120 aici, plus îmi trebuie înălțimea asta, aici din unghiul alfa. Înălțimea asta, ăsta e catetă într-un triunghi, e dreptunghic, ăsta e ipotenuză, ăsta e 100, îmi trebuie ăsta. Mi-ar trebui funcția de 1 pe cosinus, dar facem cosinus întâi, adică catetă o alăturată spre ipotenuză, facem cosinus de 17 cosinus 0,956. Deci asta e 0,956 din ălălalt, adică îmi trebuie invers, 1 pe 0,956, 1
pe 0, 9, 5, 6, egal. Dacă minus 1 împărțit pe 0, 9, 5, 6, egal. 1, 0, 4. Deci ăsta este cu 4% mai mare decât 100. Ăsta e 104. 104. Am calculat. Avem 120 plus 104, 224, adică astea adunate, ăsta plus ăsta, da? Trebuie să vedem câtă înălțime pierde în acest 160, care ar fi 120 plus 40, câtă înălțime pierde. Pierde așa. Tangenta care e panta, care e 30% sau tangenta care e 0,3, înmulțim tangenta de alfa, ăsta e din nou alfa aici. Tangenta de alfa, 0,3 nu-l mai fac. 0,3 ori 160 de aici, orizontala asta de 160 ori 160 egal 48. Asta micuță de aici, latura asta micuță e 48. 48 de milimetri pierde sau coboară acoperișul un decurs de 160 de milimetri. Asta înseamnă 224 minus 48, pe calculator oricum nu se vede, că nu se vede, egal 176. 176 are aici. Aici are 176. 176, din care 120 l-am dat eu la fasonat. 120. Asta înseamnă că bucățica asta rămâne 76. Dar o dăm 75. Cifre rotunde, ca să nu lucrăm cu multe virgule. Se observă exact jgheabul meu. Aici. 120 înăuntru, e mai greu să se vadă. 120 de desubt, nu știu dacă se vede. 120 înălțimea, 40 asta mică și 55 calculul se vede. Am aflat zgheabul. Acum mie îmi trebuie să treacă frontonul prin punctul ăsta. Facem un alt desen. Lasă apă încărcat de cifre. Aici avem acoperișul, nu mă interesează. Mă interesează doar aici. Bun. Asta aici l-aveam tot 224. Acum mă interesează cât coboară acoperișul în acești 120 de centimetri. Aici din nou alfa. Bun. Avem ăsta 224. Cât coboară în 120. Avem tangentă de alfa, adică acel 0,3 ori această lățime care e tot asta 120 ori 120 egal 36 coboară, bucățica asta mică e de 36. 36 e bucățica asta mică, atât coboară el în 120. Trebuie să ajungă în punctul ăsta. Bun. Și avem 224. 224 minus 36 egal 188. 188 este latura asta. 188. Bun. Pe aici ne trebuie să treacă frontonul. Și atunci, frontonul ar veni cumva cam așa. Și înălțimea frontonului, lățimea pe care o dau la fasonare ar fi asta. Din nou aici mi se formează un dreptunghic. Asta e un drept. Asta e din nou alfa. Îi știm ipotenuza de 188. Și ne trebuie cateta. Și atunci, cu ajutorul formulei cosinus, cu ajutorul lui cosinus facem așa. Cosinus de alfa, cosinus de 17, 17 cosinus 0,956, deci ăsta, cateta supraipotenuză 0,956, mulțim direct 0,956 cu 188, mulțim cu 188, egal 179, ne-a rezultat o bucățică, ăsta scuze, ăsta ne-a rezultat 179, peste ăla aveam 188, calculat înainte, și acolo s-a ne-a rezultat 179, adică 180 îl dau la fasuna, că nu pot să dau 179. Dacă mergem acum, deci așa ne rezultat. Lățimea frontonului 180, da? 179, adică 180. Și dacă mergem acum la exemplu concret, avem aici fix 180. Fix 180 aici, adică nu e întâmplător acest 180. E fix 180. Aici mai apare 1-2 mm din rotunjirile acelea, că odată am avut 179 și am rotunjit,
De fiecare dată am rotunjit puțin, că erau numai cifre cu virgulă și cu decimale. Și așa am calculat ăsta de 180, așa l-am calculat pe ăsta. V-am spus, prima latură 120, care nu se vede aici. Îl știu, adică îl dau așa-l vreau eu, ăsta așa-l vreau eu, ăsta așa-l vreau eu, ăstea două așa le vreau, pe ăsta-l calculez. Tot timpul distanța asta o calculez eu. Asta e calculată matematic. Când am aflat gheabul, după aceea la fronton, aceasta e calculată matematic. Și așa se îmbină. Doar prin matematică se îmbină, altfel nu le îmbină așa. Asta e matematică de clasa 7-a. Cine a trecut prin clasa 7-a? Nu mai știu, ne-am calculat cam mai multe. Mi-a ieșit filmulețul din prima. Cine a trecut prin clasa 7-a sau cine are un puște acasă din clasa 7-a ar trebui să calculeze fluierând asta. Doar tangentă, regula de 3 simple la început, tangentă, pantă și cosinus. Regula de 3 simple, pantă, tangentă, cosinus. 4 formule matematice de clasa 7-a.